dar a fost luată în urma unei discuții în care am avut-o cu Cosmin Contra înainte de meciul cu Ceacău. Și împreună am ajuns la concluzia și am luat decizia finală de a-l spăuna pe Răzvan, ca nou antrenor, pentru următoarele luni de zile, să vină un an și trei luni de zile, cu opțiunea ca din vară, dacă vreți să-l vă da acceptul, va continua, dacă nu va avea o ofertă din străinătate, și cam atâta. Ceea ce îmi privește. Nu pot să spun decât că nu veni și doresc multă baftă și sper ca în continuare și la final să ne bucurăm împreună de rezultate cât mai frumoase. Se pare mie sau a fost mai emoționat decât a trebuit să fiu eu. De aceea nu s-a părut că... O scala mult. Scala? Scala? Scala mult, o zic. Nu mai, n-ar trebui să fie emoționat, dar trebuie să simtă liniștit, avându-l pe promotul Mâncat. În primul rând, trebuie să încep prin a spune că munca depusă aici de Cosmin Contra a fost una excepțională, că Petrolul Ploiești în ultimii 2 ani a realizat lucruri fantastice pentru cel nostru național. Dacă acum 3 ani era în Liga a doua, acum am trecut la prioritatea de progradări, am trecut a terminat pe podium, câștigând această cupă a României. În acest an, Petrolul este din nou pe podium, pe locul 3, în semifinalele Cupei României, deci arată că munca pe care Cosmin împreună cu conducerea clubului au depus-o aici este fantastică. În punctul acesta de vedere, sunt fericit că pot sau că lumea s-a gândit la mine pentru a continua aceste 12 etape care au mai rămas la, până la final, cele două meciuri de Cupa României și îmi doresc din toată inima, așa cum doresc și cei de aici, să putem juca finalul.